Primarul demagog și impostor Negoieță se laudă cu pasajul dinspre autostrada Soarelui. Dar de ce nu vede nisipul ăsta de pe trotuar, care e o formă foarte urâtă, periculoasă de poluare? Tot trotuarul ăsta e plin de nisip. Bate vântul, nisipul se ridică în aer și ajunge în ochii noștri, ai lui Negoiță, ai copiilor lui, dacă are. Un kilometru întreg de trotuar cu nisip. Asta e calitate europeană, tovarășe. Cine ajută pe noi pasajele astea dacă crește numărul de mașini în oraș? De la asta crește și poluarea cu noxe. Dar văd că nu-l sperie. Îl vrea să ne omoare ca în deșert, ca în pustiu și cu nisip. Oare garda de mediu ce zice de nisipul ăsta lăsat pe trotuar? Nu mai zic că trotuarul ăsta e foarte gheluros, făcuros și pare făcut acum, recent, super calitate. Și-o fi adus o firmă de curte, de familie. Și acum avem pe valuri, pe trotuare. Dar el se laudă cu pasajele. Impostor și demagog.